În plin scandal cu familia Clejanilor, Ramona Manole nu a mai rezistat și a izbucnit făcând dezvoluri tulburătoare despre un frate vitreg, fiul Ionită de la Clejan, care a murit acum aproximativ 20 de ani înecat într-o fântână în aceeași localitate în care locuiește și ea. Fica nelegitimă a Ionită de la Clejan a afirmat că deja pentru locuitorii din Clejan nu mai este un secret faptul că tatăl iar mai fi avut un fiu care a murit înecat acum mult timp. Ramona Manole este gata să facă toate investigațiile necesare pentru a confirma faptul că nu este doar un zvon propunându-se să meargă personal să o cunoască pe mama fiului Ionita de la Clejani pentru a sta de vorbă cu ea și a afla cât mai multe informații. Ramona de la Clejani a afirmat că legătura de sânge de tată este pentru ea mult mai puternică decât cea de mamă și că dacă fratele ei ar mai fi trăit acum, ar fi avut o relație puternică și s-ar fi sprijinit unul pe celălalt. Este un adevăr, nu are de ce să fie un șoc. Așa este, așa am auzit și dacă va fi nevoie, voi descoperi. Fiind acolo din localitate cu toții, vă dați seama că secretele nu e cum să nu le știi. Este un adevăr pur, adică nu este un zvon. Există și probe în acest sens, există acea doamnă. Cu ani în urmă, am fost la mormântarea acestui copil, lucru care pe mine mă doare. Mama băiatului trăiește ascunsă, cum am fost și eu timp de 30 de ani, a povestit Ramona Manole pentru Antena Stars. Ramona de la Clejan este de părere că tatăl ei a dorit să-și curească o nouă viață, să o ia de la capăt alături de Viorica de la Clejan, motiv pentru care a dat-o uitării atât pe ea cât și pe fratele ei care a murit, nemai dorind să aibă nici cea mai mică legătură cu trecutul.